Salutare, prieteni, și bine ați venit! Astăzi o să pregătim mâncarea pentru prepăliță ouătoare. Astăzi, dragi prieteni, vreau să pregătim împreună mâncarea pentru prepăliță ouătoare și în același timp vreau să vă arăt și să vă spun ce dăm noi de mâncare la prepelițele noastre ouătoare. Am pregătit aici tot ce avem noi nevoie. Aici ce vedeți în săculețul ăsta este concentrat de găină ouătoare, tărâță și haideți, dragi prieteni, să ne apucăm de treabă. Înainte să începem, vreau să vă arăt, aici avem tărâța, spărtură, să zic așa, tărâță sau cum vreți voi să ziceți, îi grâu, porumb și floarea soarelui, e extrem de fin măcinată, cât de fin se poate să fie măcinată, pentru că prepelițele, după cum știți, sunt mici și au nevoie de cât mai fin să fie măcinat. Și aici avem furaje sănătoase de la Viva, din asta am găsit, nu prea contează firma pentru că în principiu cam toate sunt la fel. Și aici, după cum vedeți, avem concentrat de găini ouătoare și o să vedeți imediat ce cum îl facem. Conține proteină, vitamine, calciu, celuloză, șrot de soia, conține mai multe. Aici, dacă vreți să faceți pentru găini, noi o să facem doar pentru prepelițe, nu pentru găini. Dacă vreți să faceți pentru găini, aici scrie 5 kg de concentrat la 10 kg de cereale, tărâță sau ce aveți voi. Noi pentru prepelițe o să facem pentru că trebuie să fie altfel concentrația și pe parcurs o să vă zic și de ce am ales noi să folosim concentrat de găini ouătoare. Trebuie un pic altfel făcută sau, mai bine zis, cum o facem noi. Noi o să facem 1 kg de concentrat la 3 kg de tărâță. Aici avem 5 kg, o să-l facem tot la 3 părți de tărâță, cum ar veni. 5 kg la 15 kg de tărâță, de spărtură. O să ne apucăm acum imediat să facem și o să vorbim pe parcurs și de ce dăm noi așa. Am pregătit aici tot ce avem nevoie, așa că o să ne apucăm de treabă. Am pus aici jos o scândură că facem afară și să nu udăm concentratul. Acum, singurul lucru ce trebuie să facem, dragi prieteni, să îl amestecăm bine concentratul cu tărâța. O să pun așa câte puțin ca să îl amestecăm bine. Vreau să vă spun de ce am ales noi concentrat de găină ouătoare și nu concentrat de prepeliță. Pentru că am încercat și cu concentrat de prepeliță ouătoare, dar nu știu de ce, nu ne dă randamentul așa bun ca le vrem noi. Și atunci am văzut că cu concentratul de găină ouătoare prepelițele sunt mult mai vesele, ouă mult mai bine, se vede pe ele că o duc mult mai bine și atunci am zis că facem cu concentrat de găină ouătoare. Și am mai văzut la cineva în străinătate, în Germania, un crescător care tot așa făcea și după el am zis să facem și noi și foarte bun și mult mai ieftin și găsiți peste tot concentrat de găină ouătoare decât concentratul de prepelițe și este mult mai ieftin. Așa, o pungă din asta de 5 kg este undeva la 22 de lei. Și vedeți cât de mărunt e. Foarte mărunt și arată foarte bine și se amestecă foarte bine cu tărâța. O să revin mai târziu. Am terminat de amestecat. A durat un pic pentru că trebuie extrem de bine amestecat. N-are voie ca să fie crud, pentru că atunci dacă noi dăm crud și nu se amestecă bine, e periculos, pentru că poate să ardă la prepelițe sau la găini sau la indiferent ce dăm noi. Astăzi dăm la prepelițe, așa că o să punem în găleată și o să mergem să dăm la prepelițe și numai bine să vedem ce fac și prepelițele noastre. Mergem, prieteni, să ducem mâncarea la prepelițe și vreau să vă arăt un pic și prepelițele, numai bine. După cum vedeți, la noi deja este seară, din păcate s-a înserat, acum se înserează mult mai repede și ne-am apucat
De fapt am apucat și târziu să fac. Și așa, haideți să vedem și prepelițele. Am ajuns, prieten, la prepelițe. Aici avem prepelițele noastre, după cum știți, le ținem libere. Trebuie să avem grijă un pic cum călcăm, că ele fiind libere, umblă peste tot. Aici am avut de la pui cum au rămas și le-am pus aici și în ăsta, le-am pus în două părți mâncare. Ce le place. Aici avem apa, aici am pus în din ăsta de apa, în din ăla de găini, de adaptor de apă. Gigantul polar. Deci ce mare. Și aici avem japoneză. Avem mai multe soiuri aici de prepelițe. Aia de acolo e jumbo. Aici am pus o piatră din aia, că ele mai răstoarnă. Ești foarte blând, să le mai punem și aici, aici mai rămas mâncare, că fiind așa mai multă mâncare, atunci tot timpul rămâne. De pe o tură pe alta, aici avem din ăla de... se cocoșesc. Tot așa de... hrana pentru găini. Este foarte bun și nici nu râșchie, nu-l aruncă afară mâncarea, nu nimica. Asta de aici așa e faraon. Azi a fost mai cald afară la noi și atunci l-am deschis aici, lăsat aici, a deschis gemulețul. Vedeți că le-am făcut noi aici gemuleț. Dar după cum știți, aici erau înainte găinile și atunci am zis să le facem gemuleț. Le-am pus cam multe așa aici. Terminat de pus mâncarea la prepelițe. După cum vedeți, mănâncă toată. Este destul de târziu și acum filmez cu blițul. Că dacă nu filmam cu blițul, nu mai vedeați nimic. Dar, după cum vedeți, nu se mai sperie așa. Ce frumos cântă. Da, noi le ținem aici libere. Azi, ca să mai filmez așa un pic, să vi-l arăt și vouă. Noi asta le dăm de mâncare. Acolo una face baie, acolo am făcut, mi-am pus nisip cu cenușă. Noi asta le dăm, prieteni, de mâncare. Chiar m-ar place și mi-ar face plăcere să-mi lăsați acolo un comentariu să spuneți și voi ce dați la prepelițele voastre de mâncare. Noi asta le dăm de mult timp, am mai făcut un videoclip și anul trecut când am spus ce dăm la prepelițe de mâncare, dar am zis că dacă tot trebuie acum ca să facem mâncarea la prepelițe, pentru că s-a terminat,
Atunci am ieșit ca să filmez, să vă arăt încă o dată și vouă, pentru că am primit comentarii ce dăm la prepelițe de mâncare, cum le dăm, și atunci am zis să fac așa ca să vă arăt. Noi, după cum vedeți, am stat, le dăm concentrat de găină ouătoare, punem 3 părți de spărtură de tărâță, să uite afară, niște o băbuță, 3 părți de tărâță la o parte de concentrat. Și noi, cum am avut 5 kg de concentrat de găină ouătoare, am pus la 15 kg de tărâță. Noi aici avem 35 de prepelițe, așa că mâncarea care am făcut acum o să ne țină destul de mult timp. După cum ați văzut, noi le ținem aici amestecate. Ne avem mai multe feluri de prepeliță, mai multe soiuri de prepeliță. Da, mai zboară. Mai zboară și ele. Aici au spațiu să zboare cât vor ele, cum vor ele. Este destul de mare spațiu. Noi asta dăm de mâncare la prepelițe, pentru că v-am zis, am încercat și cu concentrat de specială pentru prepelițe. Este într-adevăr mult mai scumpă, nu se găsește peste tot și este cam greu de găsit și nu mi se pare că ar fi atât de bun pentru ele, să zic așa. Și după cum v-am zis, ne-am uitat și în alte părți și la un crescător mare din Germania, puteți să căutați că îl găsiți. Și el tot așa le dă de mâncare. L-am văzut la el atunci, am încercat și am văzut că practic se vede pe ele că le trăiește mult mai bine așa cu concentrat de găină ouătoare decât de prepeliță special. Numai într-adevăr trebuie altfel făcută cantitatea, pentru că ele au altfel de nevoi față de găini. Și într-adevăr conține mult mai multă proteină de care au ele nevoie decât cel de prepeliță. Acum, cum v-am zis, chiar aș vrea să-mi lăsați în comentarii să scrieți ce le dați voi de mâncare, cum le dați, ce soluții ați găsit voi. Asta ce am luat, concentratul de găină ouătoare, găsiți la orice agrolan, farmacie veterinară, cam peste tot se găsește. Am terminat de dat la prepelițe, am mai stat un pic mai mult cu ele acolo, într-adevăr, pentru că asta e tot timpul când merg la ele, trebuie să stau mai mult timp, pentru că îmi plac foarte mult așa cum ne ținem acum și chiar te relaxează și face plăcere să stai cu ele. La noi deja s-a întunecat, după cum vedeți, ne-am dus pe lumină la prepelițe, am ieșit pe întuneric. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, clipul care l-am făcut pentru voi, ca să vedeți ce dăm noi de mâncare la prepelițe. Dacă în caz că voi aveți prepelițe și aveți asta soluție, nu uitați să lăsați în comentariu, pentru că chiar ne-ar ajuta și părerea voastră și ar ajuta și comunitatea. Sper că v-a plăcut, nu uitați, dacă în caz că v-a plăcut și vă face plăcere, puteți distribui să vadă și prietenii voștri. Nu uitați de comentariu acolo jos, de un like și nu uitați sus de playlist, dragi prieteni, pentru că găsiți în playlistul de prepelițe, playlist de găini, totul este pe playlist, unde găsiți mai multe informații despre găini și despre prepelițe și despre mai multe lucruri. Vedeți, la noi deja se lasă frigul, azi a fost destul de cald. Am uitat să vă arăt că am pus termometru acolo la prepelițe, să vedem câte grade sunt. Sunt 10, cred că 12 grade sunt înăuntru la prepelițe. Am uitat să vă arăt termometru. O să vă arăt data viitoare când o să filmăm cu prepelițele. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip. Noi o să ne vedem și data viitoare. Aveți grijă de voi, dragi prieteni. Vă salut cu respect. V-am pupat, numai bine. Ciao, ciao!